Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la ora știrilor. Un moldovean de 61 de ani și-a pierdut viața pe un traseu din Ucraina într-un accident de circulație. Bărbatul se afla într-un autocar cu 20 de pasageri la bord înmatriculat în Moldova și care circula pe cursa Chișinău-Kiev. În autovehicul se afla și soția victimei. Femeia a fost internată la spital cu răni grave, alături de alte 3 persoane. Informațiile preliminare arată că accidentul s-a produs din cauza șoferului autocarului care a pierdut controlul volanului. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, accidentul s-a produs în această dimineață în apropierea comunei Znamenka din regiunea Odessa, după ce autobuzul cu 20 de pasageri la bord s-a ciocnit cu un camion care staționa pe marginea drumului. În urma producerii accidentului, un bărbat cu vârstă de 61 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a decedat, iar soția acestuia este internată la reanimare. Alte 3 victime ale accidentului, cetățeni ucraineni, au necesitat îngrijiri medicale, fiind internate la spitalul din localitate. Daniel Vode susține că ancheta este în curs de desfășurare, iar consulatul de la Odessa se află în contact cu autoritățile ucrainene pentru obținerea informațiilor privind circumstanțele producerea accidentului, precum și oferirea asistenței consulare familiei indoliate. Presa ucraineană scrie cu referire la informații preliminare ale poliției din țara vecină că accidentul s-a produs din cauza șoferului autobuzului, care a pierdut controlul volanului. Un copil de 2 ani din Bendera a fost internat în stare critică la spitalul din oraș după ce a căzut în gol de la etajul 3 al unui bloc de locuit. În timpul incidentului, mama micuțului se afla la muncă, iar acesta era în grija fraților mai mari de 10 și 13 ani. Potrivit oamenilor legii, rămas pentru o clipă fără supravegherea fraților, copilul a urcat pe geam și s-a lăsat pe plasa de protecție împotriva insectelor, care însă nu a rezistat. Minorul a fost transportat la centrul mamei și copilului din orașul Bender cu ruptură de splină și traumatism cranio-cerebral. Și-a găsit sfârșitul sub propriul automobil. Un bărbat de 80 de ani din satul Bănești, raionul Telenești, a fost strivit de mașină în timp ce o repara. Potrivit poliției, autovehiculul a căzut de pe cric peste el. Incidentul a avut loc aseară în curtea casei bărbatului. Soția victimei a fost cea care a alertat oamenii legii. Din cauza traumelor primite, acesta a decedat pe loc până la sosirea ambulanței. Pe acest caz a fost pornit un proces penal. Dimineață cu ghinion pentru mai mulți șoferi din sectorul Ciocan al capitalei. 16 mașini parcate pe mai multe străzi au fost sparte. Printre acestea se numără și taximetre. Tot astăzi, oamenii legii au anunțat că 3 bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 30 de ani din raionul Telenești au fost reținuți, fiind bănuiți că în ultimii 2 ani au furat accesorii în valoare de 2 milioane de lei din 24 de automobile de marca BMW. Potrivit poliției, parbrizurile celor 16 automobile au fost sparte în perimetrul străzilor Mircea cel Bătrân, Milescu Spătaru și Ion Domeniuc din capitală. Locatarii din preajmă susțin că totul s-ar fi întâmplat în jurul orei 4. Probabil este ocupare care e numai cu asta și se ocupă. Și-a venit poliția, dar ei au fugit, am înțeles, cumva prin vale încolo. Unele mașini erau parcate pe marginea drumului, iar din imagini se vede că făptașii au spart și un taximetru. Oamenii legii nu au identificat deocamdată un suspect, însă spun că din autovehicule au fost furate mai multe bunuri, fără să precizeze care anume. La moment, ancheta este pornită pe fapt, în dependență de suma prejudiciului care a fost cauzată proprietarului unității de transport. Poate să se încadreze sub aspect contravențional, cât și penal. Între timp, oamenii legii anunță că 3 bărbați din raionul Telenești au fost reținuți, fiind bănuiți că în ultimii 2 ani au furat accesorii în valoare de 2 milioane de lei din 24 de automobile de marca BMW. Suspecții au vârstele cuprinse între 22 și 30 de ani, iar anterior au fost judecați pentru infracțiuni similare. Bănuiții sunt plasați în arest pentru un termen de 30 de zile și sunt cercetați penal pentru furt în proporții mari. Dacă le va fi demonstrată vinovăția, ei riscă până la 10 ani de închisoare.
Mesaj emoționant pentru deputatul PAS, Oazu Nantoi, care a ajuns la spital cu o fractură a coloanei după un salt nereușit cu parașuta în cadrul concursului din Bulgaria la care participa. Sportivii înscriși în aceeași competiție au înregistrat un video de susținere și încurajare. Gestul este cu atât mai deosebit cu cât mesajul transmis de sportivii de diferite naționalități este rostit în limba română. Oazu Nantoi a postat pe pagina sa de Facebook mesajul video de încurajare pe care l-a primit din partea colegilor săi parașutiști. El le-a mulțumit și a spus că nu poate exprima recunoștință pentru gestul frumos fiecăruia în parte din cauza regimului sever de tratament stabilit de medici. Nantoi promite însă să informeze despre cum decurge recuperarea sa, pentru care va avea nevoie de timp, disciplină și răbdare. După incident, alesul PAS a fost transportat cu un echipaj smurt din Bulgaria spre Chișinău și internat în secția de microchirurgie a Institutului de Medicină Urgentă. A fost vizitat luni dimineață de președintele Federației de Parașutism din Moldova, care ne-a explicat în ce mod s-a produs incidentul și cum decurge recuperarea deputatului. În timpul saltului cu parașuta, sportivul Oazu Nantoi a nimerit într-o turbulență. Aceasta s-a produs de la înălțimea de 7 metri și până la aterizare. El a sărit de la o înălțime de 1000 de metri. La spital au constatat că este fracturată coloana vertebrală. Sergei Zinchenko ne-a mai spus că deputatul poartă un corset special și că se poate deplasa fără ajutor pe distanțe scurte. Totuși, el va trebui să stea la pat timp de aproximativ 21 de zile, atât cât va dura recuperarea. Reprezentanții spitalului de urgență nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne spune care este acum starea de sănătate a alesului PAS. Competiția de salt cu parașuta la care a participat Oazu Nantoi în vârstă de 73 de ani s-a desfășurat în 25 iulie în Bulgaria în cadrul Cupei Europei de Est. Șaisprezece persoane au fost rănite, patru dintre care se află în stare gravă, iar alte cinci sunt date dispărute în urma unei explozii puternice urmată de un incendiu care a zguduit un parc industrial din orașul Leverkusen din vestul Germaniei. Deflagrația a generat un imens nor de fum negru. Potrivit responsabililor, incidentul s-a produs la un combinat de ardere a deșeurilor la rezervoarele de stocare a solvenților. Catastrofa a fost clasificată de autorități drept o amenințare extremă, iar localnicilor li s-a cerut să rămână în case, să oprească sistemele de ventilare și să țină ferestrele închise, scrie presa străină. Reprezentanții Ministerului de Externe de la Chișinău ne-au declarat că deocamdată nu dețin informații care exista moldoveni care ar fi avut de suferit. Amintim că o deflagrație puternică s-a produs la începutul lunii iulie la o instalație de producere a amoniacului de la combinatul chimic din Târgu Mureș. Iar recent, o altă explozie a avut loc în orașul Rovno din Ucraina, la doar 350 de kilometri de Republica Moldova. Scumpirile la carburant se țin lanț. La o stație Peco, benzina a 95 a ajuns să coste 20 lei și 45 bani pentru un litru, după ce prețul acesteia a fost majorat cu 40 de bani. În schimb, motorina s-a ieftinit cu 6 bani și costă 16 lei și 50 de bani per litru. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică ne-au explicat că taxele noi au fost afișate doar la această rețea de benzinării și că ele nu depășesc plafonul stabilit de ANRE. Carburanții au început să se scumpească din decembrie anul trecut, atunci când petroliștii stabileau costurile. Atunci, acest lucru a stârnit critici și revolte, iar Parlamentul a decis ca ANRE să intervină și să plafoneze prețurile. Totodată, de aproape două săptămâni, pe piața produselor petroliere este criză. Unele benzinării spun că nu mai au motorină în stoc, în timp ce ANRE susține că petroliștii o țin intenționat în depozite și creează artificial această criză.
au adus paradisul pe pământ. Vorbim despre locuitorii unui sat din sudul Moldovei, care s-au gândit să valorifice cișmeaua lăsată în paragină, dar care este strâns legată de istoria localității. Așa, în mai puțin de 2 ani a apărut destinația cu denumirea simbolică Porțile Raiului, un loc frumos de odihnă pentru săteni și turiști, un parc verde cu bănci, izvoare și teren de joacă pentru copii, construit cu implicarea fiecărui om din comună. Locuitorii din Caplani, Ștefan Vodă, și-au construit propriul colțișor de rai. La marginea satului, lângă o pădure, dintr-o stâncă imensă, curg tocmai 20 de izvoare. Locul a fost lăsat în paragină an la rând, iar cu puțin timp înainte de a afla de coronavirus, oamenii s-au gândit să-l renoveze, spune istoricul din localitate. Veți un exemplu unde setenii s-au unit și au făcut un loc de odihnă. În perioada pandemiei, 2 ani de zile, practic a fost făcută, renovată cișmeaua din Caplani. Izvorul Călugărului este unul dintre cele mai impresionante. Valeriu Tabunșcic spune că este un loc divin, unde rugăciunile oamenilor sunt auzite. Chiar anul trecut, vă spun drept, au fost o secetă, nicio picătură de ploaie. Oamenii din Caplani, împreună cu părintele Iuri, au venit și s-au rugat. Și iată, anul acesta avem practic 2 luni de ploi și ploi. Oamenii au zidit un tron al Călugărului pentru rugăciuni, turnuri și au improvizat o cetate. Au instalat leagăne confecționate de către meșterii populari din sat. Mihai Calancea este autorul unei răstigniri ce se înalță deasupra cișmelei. Deodată, știți, lucru de răspundere, că e mare, aș trebuie dreaptă, cu calitate, nu știu că este un lucru sfânt, nu se face pe o zi. Turiștii așa numitului Rai din Caplani pot afla istoria satului acaparat pe timpuri de turci, chiar de la localnici, care sunt și actori scusiți. De azi înainte, locul acesta se numească Cișmea, iar localitatea aceasta frumoasă, în cinstea mea, Caplan. Vizitatorii rămân încântați de prestația localnicilor, iar pe lângă asta oamenii pot gusta din bucatele tradiționale locului, cum ar fi plăcinta miresei, care, spun ei, este un adevărat deliciu. Iată așa, din 5 foi o facem frumos și apoi punem brânza după 3 foi, mai punem 2 și la cuptor. În Raiul din Caplani există și un teren de joacă pentru copii, un bazin cu apă rece de izvor în care turiștii se pot scălda, iar intrarea în parc este gratuită. Bucurie imensă pentru copiii din localitățile Puțântei, Vâprova, Isacova și Budăi, care vor beneficia de noi terenuri de joacă. Spațiile de distracție au fost amenajate în cadrul proiectului finanțat de Consiliul Raional Orhei, care prevede asigurarea fiecărui sat din raion cu astfel de construcții. Atât autoritățile locale, cât și localnicii ne-au spus că de mult au așteptat lansarea terenurilor pentru ca puștii să aibă în sfârșit un loc unde să-și petreacă timpul în vacanța de vară. Muzică și distracție la inaugurarea terenurilor de joacă în comuna Puțintei din raionul Orhei. Cei mai bucuroși pentru darul primit au fost evident copiii, care de azi încolo vor avea unde să se joace, face sport și lega noi prietenii. De drag, vin mulți copii, ne jucăm toți. Așa îmi fac mai mulți prieteni aici, să mă distrez. Și părinții sunt încântați să aibă chiar în centrul satului câte un teren de joacă modern, dotat cu tobogane, leagăne și caruseluri. Cum au ocupat? Pot să iasă, să distreze? Copiii au ieșit, să joacă, nu stau în mijlocul drumului. Primarul satelor Puțintei și Vâprova, Elena Iațco, susține că realizarea proiectelor destinate tinerilor sunt prioritare pentru autoritățile locale. Și atunci când ajungem și la copilașii noștri, noi zicem că tânăra generație se bucură de implementări. Inaugurarea terenurilor a constituit un adevărat motiv de sărbătoare pentru copiii din satul Isacova. Puștii s-au distrat alături de animatori în timp ce adulții au testat nouă masă de ping-pong. M-am așteptat foarte mult la acest teren de joacă. În localitate avem în jur de 200 de copilași. Eu cred că 150 se vor regăsi la primul teren. Pe urmă, în toate zonele satului vom amenaja câte un teren de joacă. Și în satul Budăi a fost sărbătoare. Zeci de copii au lăsat telefoanele și gadgeturile și au mers să se distreze și să se socializeze. Mai facem sport un pic.
Potrivit autorităților locale, instalarea spațiului de joacă din Budăi reprezintă un motiv de zâmbete pentru circa 70 de copii. Vara mai vin și oaspeți de la Chișinău, de la Orhei, la bunica, la bunei, să sper să bucure foarte mult de acest teren. Conducerea raionului oferă garanția că întreprinderea responsabilă de construcția terenurilor va supraveghea ca acestea să fie într-o stare perfectă de-a lungul anului. Toate terenurile de joacă vor fi luate la întreținerea acestei companii care va avea grijă ca permanent aceste terenuri de joacă să fie reparate și să arate foarte bine. Proiectul Consiliului Raional Orhei prevede amenajarea a 53 de terenuri de joacă în satele din raion. În acest scop, din bugetul raional fiind alocate aproximativ 5 milioane de lei. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor. Eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Mulțumesc pentru atenție. Pe curând!